Bă, data viitoare când mai vii la semafor, frate, să-mi lași și mie loc, să nu mai intri peste mine, că dai de volan intenționat. Dai și peste mine, râzi, vorbesc serios. Olă, dacă mă pun pe YouTube. Hai, v-am pupat. Mă, bă, da? Să vede? Bun, să vede, să aude, e totul perfect. Ok, deci da, e bine să vii la, la un expert. Nu, da, la mine, nu. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi mă aflu la un garaj, mai anume la Auto Wellness. Ce o să facem noi astăzi aici? E bine, nu o să ne dăm cu BMW-ul, nu e al meu. Astăzi am venit la Vlad cu răgălia. Cu răgălia mea aia de motocicletă pe care o am de 6 ani și niciodată nu i-am dat importanță la cât de bine arată și cum mă prezint cu ea în societate. Are zgârieturi, bușituri, vopsea sărită, are de toate, ce să mai. Astăzi am venit aici la Vlad să vedem exact ce pot să fac la motocicletă, cât mă costă un detailing la motocicletă și să vă arăt ce servicii puteți găsi la garaje autorizate pentru detailing. Haideți cu mine, vino încoace. Dragilor, el este Vlad. Salut! Motorul. Am vorbit cu Vlad de ceva timp să vin la el. Timpul a făcut să mai dureze puțin până ne-am întâlnit, pentru că na, și tu ai treabă și eu lucrez până seara târziu. Spune-mi, ce faci tu în fiecare zi aici la garajul tău? Cu ce te ocupi? Ce acreditări ai? Și mai multe detalii despre afacerea pe care o ai. Salut, eu sunt Vlad, am 28 de ani. Și mă ocup cu detailing auto. Sunt acreditat RUPES. Tot ce ține de cosmetic auto, de curățare, de polișare, de lustruire, de corecție de lac, eliminare zgârieturi, tratamente pentru piele, sealant-uri ceramice, coating-uri ceramice, ceară, protecție ceramică în mai multe etape sau într-o singură etapă, partea de corecție geamuri, adică eliminare zgârieturi de pe geamuri. Imaginează-ți în felul următor. Ai 100 de km la oră și nu mai dai drumul la ștergătoare deloc. Nu știu dacă ai observat, dar la multe mașini rămân urme de la ștergătoare. Ok. Aplicând da. Acest tratament, tu elimini riscul ăsta. Plus că în permanență vei avea parbrizul curat. Poți să faci asta și pe viziera de la cască? Sigur că da. Băi, dă-te de aici. Vreau să văd asta. Da. De fiecare dată e o provocare când mergi cu motocicleta și ai viziera trasă, că trebuie să dai tot timpul cu mâna, rămâne apa acolo, zici că nu vrea să plece, să lipește pur și simplu de viziera. Dar o să vezi că la viteză funcționează. În oraș o să se ducă apa, dar o să se ducă mai bine, dar nu de tot. Ok, da? Deci e totuși o îmbunătățire. Substanțială. Bun. Ce să mai, uite ce bine arată BMW-ul ăsta, mi-aș fi dorit să fie al meu, dar am răgălia. Haideți să vedem câteva imagini cu motocicleta mea acum și o prezentăm și după și stăm la 2-3 vorbe după aia să vedem exact ce am făcut la motocicletă și care sunt îmbunătățirile. Vlad, fii atent, să vede motorul meu în spatele tău. Nu, în partea ilaltă. Bun. Motorul meu stă într-un complex, pot zice eu, de 4-5 ani de zile, e făcut nou, dar încă se construiesc clădiri, deci ceea ce înseamnă că în zona aia avem praf, încă avem praf, da? Și cumva în momentul în care plouă, la fel plouă cu mizerie. Ce recomand pentru treaba asta? Că tot timpul îmi găsesc motorul murdar, îl găsesc urât făcut și când vreau să îl spăl, presupun că se mai zgârie puțin, știi? Păi eu îți recomand să-l speli foarte bine, să-l pui în garaj, să-l lași acolo. Dar să nu mai deschizi ușile la garaj, că-i de praf. Nu dar merge. Dacă nu vei face asta, nu merge. Atunci se spală motorul, se polișează toate etapele și se aplică o protecție ceramică. Ideea este că în momentul în care aplici o protecție ceramică, mașina sau motorul
trebuie să stea într-un mediu controlat, mediu controlat de umiditate și temperatură. De ce? Pentru că acea protecție ceramică pur și simplu face echipă cu lacul și lacul tău va fi mai rezistent, da? Mașina se va curăța mult mai ușor, iar acele particule de praf, pentru că construindu-se probabil că ai și bitum în zonă foarte mult, ies utilajele de pe... Exact, exact. Da? Da. Și atunci praful se ridică. Vlad, zi-mi ce ai făcut la mașina asta, nu mai ai ieșit de acolo, stai. Spune-mi că arată superb. În primul rând am spălat-o. Foarte important este să spălați mașina. De ce e important să spălați mașina? Pentru că există contaminanți de la copaci, de la găinați, de pe șosea, praful acela pe care îl lăsați pe mașină, în momentul în care voi mergeți cu mașina, provoacă microzgârieturi. Nu e nicio problemă pe moment, însă în timp acele microzgârieturi vor mătui lacul. Și atunci ai nevoie de un poliș. Ce am făcut acestei mașini? În primul rând am spălat-o foarte bine, în al doilea rând am decontaminat-o chimic și mecanic. Am polișat-o într-un singur pas, iar după aceea am aplicat o protecție ceramică, da? Nu silan ceramic, nu coating ceramic, protecție ceramic, ceramică, cu durabilitate de 3 ani. Mulți mă întreabă cât mă ține un poliș. Păi, fii atent cum e treaba asta cu polișul și la motoare și orice polișezi, da? Imaginează-ți în felul următor, tu te speli la sub braț, ești fresh, adică te decontaminezi, te polișezi. Tu dacă nu-ți dai cu un deodorant la sub braț, adică cu o protecție, chiar și o ceară, mai mult de 3 ore... În 3 ore ești transpirat la loc, exact așa și cu caroseria ta. Se va contamina mult mai ușor, indiferent de caroserie. Atunci trebuie pregătită să iasă oglindă mașina și după aceea aplicată o protecție. Ăștia sunt pașii, degresată, decontaminată. Foarte important ca după poliș să speli iar mașina și să o degresezi. De ce? Pentru că în urma polișului rămân solvenți și uleiuri și atunci protecția pe caroserie nu aderă. În momentul în care tu ai spălat-o și ai degresat-o, aderă protecția și o să te țină mult mai mult timp. Vlad, deci cred am aplicat o protecție ceramică care nu stă apa, nu stă mizeria pe mașină, arată mult mai bine mașina. Mașina asta n-a fost spălată timp de câte săptămâni? 3 săptămâni? Păi ți-am zis. Păi mi-ai zis, da, da, dacă ziceai, credeam că deci de 2 zile. De 3 săptămâni. Dă-i un cadru să vezi cum arată. Mai Vlad, mi-ai povestit tu de mașina asta așa frumos și cum mi-ai făcut. Cred că lucrurile astea le-ar putea face doar cineva cu experiență acreditată. Adică pe mine dacă mai pune să dau poliș, mă duc eventual la un bricolaj, iau o soluție de poliș și cumva zgârâi acolo cu ea ca să vadă mai frumos. Da, poți arde lacul. Sunt mai multe tehnici de polișare și mai multe tipuri de polișuri. E clar. E foarte important să ai experiență pentru a intra corect în etapa de polișare și a polișa corect o mașină. Pentru că luciu toată lumea poate să-ți dea. Ok, deci da, e bine să vii la un expert. Nu, la mine. Nu. Ce-i face acum? Un mângâi. Ia uite. Ce să facem? O spălăm cu o mănușă de microfibră. Practic, dacă ar fi... Pus detergent pe ea, ca să alunece, și o spăl. Dacă ar fi să-ți vină motociclete tot la fel, le-ai mângâia pe toate? Depinde de forme. Unele parte mai tare, altele mai încet. Mi-ai dat lumina asta
Mă apucă plânsul când mă uit câte zgârieturi am. Vrei o gumă? Da. Asta e argilă. Ce se întâmplă? Este un fel de gumă. O să o aplicăm pe lac. Okay. Iar această gumă va trage toți contaminanții mecanici din lac. Da? Ok. Toate impuritățile din lac o să le luăm cu această gumită. Deci, hai că o să-ți arăt. După ce am spălat-o, după ce am dat cu cârpa pe ea frumos, să-i mai facem ceva, să o mai decontaminăm încă o dată. Exact, ca să o pregătim pentru polish. Ce se întâmplă? Dacă tu ai un contaminant în lac, de exemplu un bitum sau orice fel de contaminant, în momentul în care mașina de polișat la 3000 de ture ia pe pad un contaminant, pentru că când se învârte o să-ți provoace microzgârieturi. Și noi vrem să facem bine, nu rău. Cele microzgârieturi, într-adevăr, nu se văd pe stradă, dar uite, în această lumină se văd. Deci asta e guma aia de care zici? Da. Și astea sunt, ce sunt astea exact? Impurități din lac pe care le-a tras guma. Ok. Dăm un pic și pe sticla aici încep să-mi văd culoarea reală la motocicletă. Vrei să te vezi în oglindă? Jumătate bun, jumătate rău. În timp ce merg? Și în timp ce merg, da. Da. Hai, uite-te aici să vedem ce am făcut. Imediat o să punem și o luminiță. Chiar mamă. Mamă. Jesus. Ia vezi. Asta e culoarea motorului meu? Da. Și eu am mers cu el așa cum e în dreapta? Păi, dar ce crezi? Bine, l-am și spălat, l-am și decontaminat în dreapta. Hai frate, dă o măsa de treabă. Ți se pare vreo diferență? Adică... În loc să spăl motorul, cred că l-aduc la tine de fiecare dată. Stai să ți-l pun așa. Deci, ne uităm aici. Da. Da, în lumină. Da. Și ne uităm și aici. Ce, că nu, ce să vezi aici? N-ai ce să vezi. Uite, aici se vede, uite. E oglindă, frate, nu mai îmi trebuie oglinzi. Mă uit în motor. Și uite și aici sus. Mână. N-am cuvinte. Deci n-am cuvinte. Uite, poți să... În jumătate de oră tragem două linii. Trebuie să lucrăm cu atenție. De ce? Pentru că putem să mergem foarte abraziv în lac, să luăm tot, adică să-l nivelăm. Care e ideea? Prin polișare, tu ai o zgârietură care e așa, da? Da. Nu adaugi nimic în ea, da? Că nu vopsești. E, tu polișezi și atunci suprafața o faci așa, iar ochiul tău o să vadă reflexia în oglindă a vopselei. Okay. Dar deci asta faci. Atunci dacă mergi din ce în ce mai ușor, nu iei foarte mult din lac să-l faci așa. Da. Da? Mergi mai puțin și o iei step by step. Vlad? Da? De ce ai un BMW aici? Păi stai așa că nu e singur, uite mai am și aici. Dar nu e un BMW. Okay. Mai am unul ascuns aici, un Triumph. Ia uite. Ok. Dacă o să te uiți sus am un elicopter. Un avion de fapt. Unde? Am și un elicopter. Ah, pe aici? Da.
Ești colecționar? Da, că vreau și o lampă aici. Chiar e funcțională, dar îi trebuie gaz. Ok. Da. E polișată de mine, dar jucării, jucării de băieți da, mari. Da, multe, am și multe. De la alea, pe toate încă. De la alea ai trecut la astea, a? Da. Băi, cum iese, nu-mi vine să cred. Cât ne-a luat până acum? Nu știu, că nu mă uit la timp, e pasiune. Asta e ce te recomandă, pasiunea, atenția. Orice și talent. Nu mă așteptam la asta. Se vede reflexia asta așa galbenă, verzui, așa, înainte nu se vedea. Și culmea că cei de la RAR mi-au trecut culoarea asta de pe... Culoarea motocicletei roșie, practic. Și pot spune că e 10%, 20% roșie. Nici măcar roșie. Vrei roșie? Ce am roșie? Roșie cu brânză. Nu! Nu, nu, nu. Dragilor, nu mai sunt cu casca în cap. Ne-am încins aici mai mult Vlad decât eu. Vino încoace. Vino încoace. Lângă motocicletă. Vlad? Unul la mână. Îți mulțumesc enorm pentru că mi-ai făcut rezervorul și ce mai a fost pe lângă. Atât vreau să-mi spui cum te găsesc oamenii și... Dacă mai ai ceva de spus, mai multe detalii? Ei, în primul rând, sper să mă găsească viu. Iar pe rețelele sociale mă găsesc așa. Instagram, awellness detailing, site www.autowellness.ro, TikTok, Vlad Cristian sau autowellness cu 3 de S la final. Cel mai bine ar fi să mă sunați, programăm o întâlnire, discutăm, stăm la o cafea, mai glumim. Evaluăm motorul sau mașina și îl programăm. Da, găsim o soluție de comun acord în funcție de necesitățile. Bun. Cum te găsesc oamenii pe Google? Că am înțeles că... Auto-wellness. Auto-wellness. Da. Bun. Da. Am voie să pun mâna? De preferat nu, prea, da. Bine, nu pun mâna. Dacă vrei îți dau o mănușă de nitril pentru că nu lasă oameni. Am doar mănușă de cauciuc. Îți dau eu de nitril. Păi, dar n-are protecții. A. Pune-le pe alea de cauciuc. Bun. Vlad, mersi mult de tot. Cu stânga? Păi cu dreapta filmez. Super, Caterinca. Vlad, unde suntem în momentul de față? Pe strada Muntele Mare, numărul 7, zona Apărătorii Patriei. Atât? Mai fugi de aici? Sector 4. În viitor aș vrea o hală mai mare și o recepție și... Două fetițe. Da. Mai mult femei decât fetițe. Ne întoarcem așadar peste câțiva ani să vedem dacă și-a îndeplinit visul. N-am cuvinte. Deci cum arată e... N-am zis să nu-l ating. E wow. E wow ce a putut să facă Vlad în seara asta aici. N-am cuvinte. O să continui vlogul de pe motocicletă. Aveți grijă de investiția voastră. Protejați-vă investiția. Băi, cum se vede, băi! Cum se vede rezervorul ăsta, mor! Băi, mereu am fost curios, cum e, frate, să mergi la o sesiune din asta de detailing? Fie el și 3-4 ore, că în general, bine, o lași acolo și peste câteva zile, dar Vlad m-a ajutat și mi-a făcut-o destul de repede. Uite, frate, cum strălucește! Nu-mi vine să cred. Eram mereu curios ce se întâmplă când te duci acolo la un polish, cum se face. Cum am spus și mai devreme, pe Vlad îl găsiți pe acele rețele sociale. Fuf, e târziu. Am venit pe ziua și plec pe noapte. Eu am fost Motorider, dragii mei. Nu uitați să fiți și voi un Motorider de pe www.motoridershop.ro. Aș aprecia foarte mult dacă ai susține acest canal prin alăturarea la membru. Dacă faci acest lucru, ai mai multe beneficii, printre care și videoclipuri în avans. Așadar, dragilor, Motorider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!